Uite că ne-am speriat ieri degeaba Dragnea îl liniștește pe Klaus Iohannis Nu te speria fratele meu pe baterii Că nu te suspendăm A bera, doamna Alina Amuzant mi se pare la asta cu suspendarea președintelui Următoarea chestiune De ce naiba să o faci? Iohannis se suspendă singur de câteva ori pe an Ba pleacă și nu mai dai de el Ba se scufundă în tăcerea aia lui Îl uită Dumnezeu După care iese cu o cuvântare de aia a unui om Care n-a mai vorbit de mult timp și s-a dezvățat pe bune Cred că-l dor și mușchi feței Face febră la ei, știi? Oricum, chiar și așa, suspendarea asta Nu e totuși o treabă care se face pentru că vrea unul sau altul nu există așa ceva în planul nostru, suspendarea președintelui. Domnul președinte Iohannis să stea liniștit că nu-l suspendăm, nu avem de gând să facem asta. E, uite, abia asta mi se pare o mare prostie. Da, în cazul Alinei Gorghiu, a vorbit gura fără creier. Dar ce a zis Dragnea? A, tâmpenii? Păi tâmpenii pot să spun și eu. Cum adică să stea liniștit președintele că nu-l suspendăm? Nu avem de gând să facem asta. Păi ce, un președinte se suspendă când îi dă lui Dragnea prin cap? A, chiar, frate, ia să-l suspendăm noi pe ăsta. Așa e? Așa vă trece prin cap? Trece sus? Suspendarea printre urechi și voi A, chiar, să-l suspendăm pe Iohannis Excelent, cif Numai dumneata, cif, puteai să ai o idee atât de genială Domnule Dragnea, pentru suspendare trebuie să niște încălcări ale Constituției, trebuie să niște acorde la Curtea Constituțională, trebuie să mai multe tati. Iar stilul ăsta de baron local, hai băi Clause, că ai scăpat și luna asta, da, ai noroc. Pur și simplu nu avem noi chef să te suspendăm, da, plouă afară, e vremea asta schimbătoare, nu avem chef de nimic Clause. Stăm toată ziua în sediu și numărăm banii.